Stimați prieteni, bună ziua și bun venit la cea de-a 20-a ediție analizelor economice. Astăzi vom discuta un subiect care cred că este cel mai mediatizat subiect de ultimele săptămâni, aș putea spune, dacă nu luni, și discuția cred că va fi la infinit și, în opinia mea, consider că merită toată atenția. Vorbim despre indexarea pensiilor, o indexare care este discutată mult, este analizată mult, să fac declarații că este cea mai mare creștere a pensiilor din istoria Moldovei, trebuie să vedem, este cea mai mare, nu este cea mai mare și, în general, ce se întâmplă cu sistemul nostru de pensionare. Vreau să, încă o dată, să reamintesc că analizele economice este un produs comun dintre IDIS Viitorul și Privesc Eu. Ne puteți găsi pe pagina oficială fie Privesc Eu, fie IDIS Viitorul sau pe pagina mea ionita.md, unde veți vedea și celelalte ediții de analize economice. Inclusiv am dat o analiză privind sistemul nostru de pensionare, care în acest an, reamintesc, împlinește 75 de ani. 75 de ani în urmă, Guvernul Republicii Moldova a decis să ofere pensii mare majorități, nu la toți, țăranii au intrat cu mult mai târziu, dar este incredibil, de 100 de ani în urmă oamenii noștri nu primeau pensii. Ce se întâmplă cu indexarea pensiei, de ce este necesar, ce este aceasta și pensia minimă, cât de mare este creșterea și, într-adevăr, dacă este creșterea. Haideți întâi să începem cu câteva constatări care, de fapt, sunt problemele noastre fundamentale, care impun guvernele, toate care n-ar fi, și guvernele precedente și guvernele actuale, să jongleze cu anumite lucruri pentru ca să ajute cea mai discriminată, aș putea spune, cea mai neprotejată pătură socială, și anume bătrânii noștri. Deci toți pensionarii, indiferent de tipul lor, dar în mod special cei după limita de vârstă. De deosebire de alte tipuri de pensionari, limita de vârstă este un risc care ne așteaptă pe noi toți și trebuie să vedem în ce măsură noi putem să protejăm bătrânii noștri. Haideți să ne uităm la primul grafic, vreau să arăt niște cifre. Republica Moldova, în momentul independenței sale, avea 1.560.000 de lucrători. Și aveam estimativ 580.000 de pensionari. Eu vorbesc despre dreapta Nistrului, am încercat să exclud stânga Nistrului, a fost destul de dificil, dar că atunci erau datele împreună, dar plus minus am reușit să fac acest lucru. Dacă observați, erau aproape 3 lucrători la un pensionar. Deci un pensionar era întreținut de 3 lucrători. Evident că în astfel de condiții era destul de ușor să îți onorezi obligațiile tale față de bătrâni. După aceasta a urmat marea drama noastră, când numărul de lucrători timp de 10 ani de zile s-a redus cu 800.000 de persoane. După aceasta s-a mai redus încă 100.000. De fapt, avem 900.000 de oameni, mai puțin în prezent, care lucrează decât au fost la începuturile noastre. Toți aceștia 900.000, după cum bine știți, se află peste hotarele țării. Deci populația noastră, practic, timp de 10 ani de zile, numărul de angajați s-a redus dramatic și apoi, timp de 20 de ani de zile, avem o reducere în numărul de lucrători. În schimb, numărul de pensionari pe toată această perioadă a rămas relativ constant, înregistrând o ușoară creștere după anul 2005, iar în prezent înregistrăm o ușoară scădere și aceasta este legată de faptul că am început a crește vârsta de pensionare. Ce avem la ziua de astăzi? În prezent avem 600.000 de lucrători. Veți vedea și alte cifre unde veți vedea 750-800.000 de lucrători, dar acolo sunt date cifrele lucrători sau funcții, posturi care există. Numărul real de oameni care lucrează muncă de plină de dimineață până seară, timp de un an de zile, în Republica Moldova sunt 600.000 de locuri de muncă de pline. La aceștia 600.000 de lucrători avem 520.000 de pensionari. Practic suntem aproape 1 la 1. Un lucrător trebuie să întrețină un pensionar și vorbim doar de pensionari după limita de vârstă, să nu uităm și avem și alte categorii de pensionari. Evident, sistemul nostru de pensii nu poate rezista și dacă vă uitați atent, în acest an avem practic un record absolut și cifrele pentru anul viitor vor fi și mai proaste, în ce sens, din cei aproape 26 de miliarde de lei pe care noi trebuie să-i alocăm pentru pensionari în acest an, pentru toate tipurile de pensionari, dar evident cea mai mare grupă sunt pensionari după limita de vârstă, 15 miliarde de lei sunt banii pe care îi colectăm din cotizații sau din contribuția fiecărui din cei care lucrează, iar 10 miliarde jumătate sunt banii care îi dăm din bugetul de stat. 4 din 10 lei în prezent bugetul de stat trebuie să ia din alte domenii și să dea pentru întreținerea sistemului de pensionare. Aici inclusiv merg și banii pentru pensia minimă despre care se discută. Deci dacă observăm foarte atent, avem un număr foarte mare de pensionari, nu foarte mare de pensionari, avem un număr normal de pensionari, însă avem un număr
infim, deci absolut inacceptabil de lucrători. Deci o țară care are 3 milioane de locuitori, mai mult de 3 milioane de locuitori, în prezent are doar 600 de mii de lucrători sau doar 20% din UE. Unde oamenii aceștia țări sunt undeva oficial salarizați care plătesc cotizații. Deci problema noastră nu este numărul mare de pensionari, problema noastră este numărul inacceptabil de medii lucrători. Respectiv, drept rezultat, noi avem prima problemă a sistemului, pensionarii noștri nu putem să le plătim pensia pe care o merită ei. Ce înseamnă pensia care o merită ei? Există convenția internațională, există convenția internațională care a fost promovată de către Organizația Mondială a Muncii, care spune că pensionarul, omul când iese la pensie, trebuie să fie asigurat o viață decentă. Iar viața decentă înseamnă că veniturile lui, pe care el le va primi, pe care lui sunt garantate, sunt egale cu cel puțin 40% din veniturile pe care el le-a pierdut. Respectiv, pensia medie în Republica Moldova trebuie să fie egală cu 40% din salariul mediu. Dacă vă uitați atent în grafic, veți vedea că o singură dată în perioada independenței noi am avut 43% pensia medie și aceasta nu este legată de pensia mare, dar este legată de salariile foarte mici care s-au plătit. După aceasta, pensia medie a fost foarte micută, foarte mică, nivelul minim a fost atins în anul 2000-2001, când pensia medie era doar 20% sau de două ori mai mică decât ar trebui să fie comparativ cu salariul. În acest an, noi am ajuns 23% în condiția când în 2011 a fost aproape 29%, practic noi dăm de două ori mai puțin salariul cât ar trebui să dăm și după ce se va fi această indexare și majorarea pensii minime, noi vom avea prima creștere, eu aș putea o spune, spectaculoasă a nivelului pensii medie din Republica Moldova, despre care voi vorbi ceva mai târziu. Ce se întâmplă? De fapt, cetățenii noștri, țara noastră, recunoaște că nu poate asigura bătrânilor un trai decent, noi nu putem să asigurăm bătrânului o viață normală și, de fapt, ei sunt cea mai marginalizată categorie de populație. Deci, la noi, în Republica Moldova, bătrânii duc o viață cam de două ori mai mică. Pensia este aproximativ de două ori mai mică decât ar trebui să fie. Evident, ca să rezolvi problema pensionarilor, trebuie să ajungi ca pensia medie să fie 40%. Ca să ai pensia medie de 40%, noi trebuie să identificăm acum aproape 25 de miliarde de lei. Nimeni nu are acești bani și nici nu vor fi în următorii 10 ani. Din acest motiv, guvernul este nevoit permanent să identifice anumite lucruri, dacă nu poate ajuta pe toți, să ajute pe cei mai nefavorabili. Și aici avem încă două probleme. Deci fiți atenți. Prima discriminare este legată cu bătrânii. Noi bătrânii care avem, noi îi discriminăm în raport cu restul cetățenilor. Dar avem a doua discriminare despre care nimeni nu vorbește. Eu am numit-o încă în 2008, când prima dată am făcut această analiză, am numit-o linia morții. Ce înseamnă acest lucru? Dacă vă uitați pe grafic, vedeți foarte atent cum scade pensia omului odată cu avansarea lui sau cu trecerea timpului. Deci dacă un pensionar, atunci în anul în care se pensionează, pensia lui este egal cu 40% din salariul pe care el l-a pierdut, cu fiecare an, din cauza că salariile cresc mult mai repede, că la noi până în 2017, cum se indexa pensia? Să lua salariul mediu, să lua inflația și să lua media. Și întotdeauna pensia se indexa cu mult mai puțin decât creșterea salariului. Deci salariile cresc mai repede, pensia rămâne în urmă și la 10 ani pensionarul nostru are undeva 26% din salariul mediu, iar la 13 ani pensia lui este doar 20% din salariul mediu. Ce înseamnă aceasta în limba simplă, populară? Dacă un pensionar se pensionează astăzi, unul care a lucrat 40 de ani la un loc de muncă, nu foarte bine plătit, și are o pensie de 2000 de lei. Colegul lui, care a lucrat cu el împreună, la același loc de muncă, același număr de ani, în toate condițiile, dar a ieșit la pensie cu 10 ani în urmă, pensia lui în prezent este 1300 de lei. Deci atunci când guvernul spune că dorește să indexeze pensia minimă, ceea ce a fost o eroare de comunicare din partea guvernului este că această pensie nu se indexează pentru cei care n-au lucrat. Deci ceea ce se dă în spațiu public, uite, unii au lucrat toată viața și primesc pensii mici, iar unii n-au lucrat niciodată și primesc 2000 de lei. Nu este așa. Noi rezolvăm o inechitate legată de sistemul prost de indexare. A, deci sistemul este prost? Aș vrea și eu să fac un sistem bun, dar noi nu avem bani. Deci, în mod normal, indexarea trebuie să făcută după creșterea salariului. Numai că, în acest caz, fondul de asigurare de pensie în acest an ar trebui să fie 27 de miliarde de lei, dar ar trebui să fie 50 de miliarde de lei. Noi acești bani nu-i avem. Din acest motiv, noi indexăm pensia foarte puțin și atunci noi, prin acest mecanism de oferire a unei pensii minime, noi, de fapt, încercăm să scoatem din
discriminarea dublă a celor care deja sunt la pensie de cel puțin 10 ani. Încă o dată repet, omul care este deja 10 ani la pensie, pensia lui comparativ cu colegul lui care a ieșit în acest an la pensie este aproape de două ori mai mică în condiția când i-a lucrat același număr de ani. Deci nu este echitabil, nu este corect, nu este etic, nu este nici într-un fel nu intră ca să plătești unui om o pensie mai mică din simplu motiv că a trăit mai mulți ani. Din acest motiv trebuie să rezolv problema. Evident, soluția ar fi ca să dai la toți mai mult, dar nu ai acest lucru. Guvernul în 2017 ce a făcut? Dacă ne uităm atent în graficul următor, în 2017 guvernul a modificat mecanismul de indexare pensiei. Deci el a făcut acest lucru, acum și-o voi explica. Dacă ne uităm atent, până în 2017 pensia se indexa în dependență de media dintre inflație și creșterea salariului. Deci întotdeauna pensia creștea mai mult decât inflația, dar mai puțin decât creșterea salariului. În așa fel, pensionarii noștri, în anul următor trăia puțin mai bine decât anul trecut, însă mai rău decât restul oamenilor. Deci veniturile la oameni creșteau mai repede, la el creșteau mai încet, în schimb erau mai mari decât anul trecut în valori reale. Simplu spus, anul acesta îi obțin să cumpăr mai multe produse decât procuram anul trecut. Însă acest lucru a fost până în 2017. Din 2017 s-a modificat sistemul de indexare și el deja se ia doar după rata inflației. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că pensia omului în realitate nu mai crește, dar se menține la nivelul anului 2017. Dacă vă uitați atent în grafic, vedeți cât a trebuit să fie indexată pensia. Spre exemplu, anul trecut pensia trebuia să fie indexată cu 9,39% dacă era după legea veche, însă s-a indexat cu 5,37%. De ce am pus 5,37%? Eu am luat prima indexare din luna aprilie și a doua indexare din luna octombrie și dacă observați s-a indexat aproape de două ori decât trebuia să indexeze. În acest an din cauza că inflația acum s-a accelerat, la noi indexarea este aproape la nivelul care trebuia să fie după legea veche. De ce a făcut guvernul acest lucru? Din simplu motiv că nu avea bani. Și atunci, ce a făcut? Le indexează la toți pensia fără a le permite ca veniturilor să scadă, le menține la același nivel. După aceasta n-a ajutat, guvernul precedent a spus că haideți facem a doua indexare în toamnă. Dar nici acest lucru nu ajută și atunci au inventat, anul trecut a fost inventat așa un mecanism, plăți de o singură dată. Ele, de fapt, de o singură dată, dar se făceau de două ori pe an. Aceste plăți, în mare măsură, compensează cumva problema și handicapul sistemului nostru. Deci la oamenii care au pensii cât de cât mare, tu le asiguri aceeași nivel de pensii în valoare reală cu anul trecut, iar la cei mai săraci le dai un supliment de două ori pe an, cumva ridicându-le veniturile lor, comparativ cu anul trecut. Și aceasta în mod special pentru cei care o duce rău. În acest an, guvernul a considerat să meargă la o mișcare mai revoluționară. Ce înseamnă acest lucru? Este foarte simplu. Dacă anul trecut toți care aveau venit mai mic de 2000 de lei primeau 900 de lei, dacă eu aveam 1200 de lei, eu primeam 900 de lei și dacă aveam 1990 de lei, eu primeam tot 900 de lei. În felul acesta era, de fapt, un mecanism unic pentru toți. Guvernul acesta a încercat să implementeze un mecanism cu mult mai flexibil. Ce înseamnă lucrul acesta? Le dă independență de cât ai. Dacă tu ai 1200, ți-ați dă 800 de lei și nu uitați, să dă în fiecare lună și atunci îți primești timp de o an, tu primești 9600 de lei, iar dacă tu ai 1990, atunci ți-ați dă doar 10 lei, timp de o an de zile este 60 de lei. De fapt, toți cei care au o pensie mai mică de 1850 de lei, ei vor câștiga mai mult prin acest mecanism de pensia minimă decât cei care au mai mult de 1850. Respectiv, acest mecanism de pensie minimă, el este foarte costisitor, dar el încearcă să-i scoată din sărăcie extremă pe cei care au o pensie care guvernul a stabilit-o de 2000 de lei. Și într-adevăr, haideți să vedem cât va fi la noi pensia medie în prezent. Eu am luat mărimea în pensii minime pentru ultimii 5 ani de zile, poate dați și pentru ultimii 10 ani de zile, dar concluzia este în fel următor. În fiecare an, la noi pensia minimă crește undeva cu 60 de lei în fiecare an. În acest an, pensia minimă va fi cel puțin 1700 de lei, 1800 de lei. Deci ce spunem 1800 dacă noi spunem că pensia minimă e 2000 de lei? Pensia minimă ponderată. Să nu uităm că nu toată lumea are
stagiu complet de muncă, nu toată lumea a muncit. Din acest motiv, te spune că pensia minimă în prezent la noi este estimativ la nivel de 1700, poate chiar mai mult. Calculele exacte vor fi făcute mai târziu când vom ști exact număr de oameni și de beneficiari. Deci, în felul acesta, noi anul acesta avem o creștere a pensiei minimă de 10 ori mai mare decât media din ultimii ani de zile. Ce avem ca rezultat? Ca rezultat este în felul următor, după majorare, dacă vă uitați la pensia medie din Republica Moldova, vom vedea că în acest an avem cea mai mare creștere a pensiei și după majorare de la 1 octombrie, pensia medie din Republica Moldova va fi 2520 de lei. Ținând cont că în sistem mai intră oameni care ei intră cu pensie de 40% din salariu, până la sfârșitul anului pensia va fi aproximativ 2600 de lei. Este cea mai mare creștere, într-adevăr, a cetățenilor de dreptate, dar cu o mică nuanță. Este și nu este cea mai mare creștere. Din ce cauză, vedeți foarte bine, în 10 ani de zile, la noi 2010 pensia era 800 de lei, acum, la începutul anului era 2068 de lei și acum e 2520 de lei. Haideți să ne uităm cu cât a crescut pensia medie anuală. În acest an, creșterea pensiei medie anuală este de 452 de lei, cel puțin la data din 1 octombrie. Până la sfârșitul anului, cred că creșterea, o estimăm, va fi 500 de lei. Deci noi avem în acest an o creștere de cel puțin 452 de lei, cel mai probabil că vom avea 500 de lei. Într-adevăr, dacă vă uitați, din toată istoria, din 94 până în prezent, este cea mai mare creștere. Recordul precedent este în anul 2020, când pensia a crescut cu 224 de lei sau de două ori mai puțin. Deci, în prezent, mărimea reală în bani este de două ori mai mare decât recordul precedent. Dar trebuie să ne nuanțăm. Nu poți compara leu din anul 2021 cu leu din anul, spre exemplu, 2001. Din acest motiv, ritmul de creștere în prezent este de 22%. Altfel spus, în mediu, veniturile pensionarilor vor crește cu 22%. Evident, la cei cu pensii mari va crește cu mai puțin de 6%, la cei cu pensii mică va crește și cu 40-50%. În mediu va fi 22%. Recordul absolut este în anul 2001, aici reamintesc că atunci pensia a ajuns la limita cea mai de jos, pensionare cel mai prost o dus în anul 2000 și în 2001 a fost înregistrată o creștere a pensiei de 61%, de la 86 de lei la 114. Noi greu ne imaginăm ce înseamnă 86 de lei pensia, dar atunci a fost la 86 până la 114. Și al doilea record în timpul apropiat a fost în 2009, era în ajun de electorală și atunci partidul care era la guvernare a decis cumva poate să reușească să îmblânzească legătorul și a majorat pensia cu 20%, iarăși un indicator foarte mare. Deci a fost majorată pensia cel mai mult după electorală și înainte de electorală în 2009 și dacă observați, în prezent avem o altă majorare substanțială a pensiei care este legată tot cu electorală. Ce înseamnă pensia Moldova? Am făcut un exercițiu foarte simplu, am luat și am încercat să stabilim care este pensia cetățeanului Republicii Moldova din anul 1970 până în prezent și am convertit la lei din ziua de astăzi. În prezent, cetățenii Republicii Moldova, pensionarii noștri, în mediu pensia va fi de 2520 de lei, însă până la sfârșitul anului, încă o dată repet, ea va mai crește. Deci acum, după indexare și după stabilirea pensiei minimă, ea va fi 2520 de lei. Dacă vă uitați atent, este primul an când noi am depășit maxima istorică din 1985. Deci în 1985 pensionarii noștri au dus, cum am spune noi, a fost anul de aur. Deci atunci a fost pensia maximă, în ziua de astăzi asta ar fi egal cu 2248 de lei. După aceasta a urmat o cădere dramatică timp de 15 ani de zile, ei au căzut și până în 90, în anul 2000, ca să vă imaginați un pensionar în banii zilei de astăzi, 86 de lei când erau atunci, în ziua de astăzi ar valora cam 400 de lei. Imaginați-vă că un pensionar atunci în mediu primea 400 de lei. Deci el trăia, practic, calitatea vieții pensionarului pe perioadă foarte scurtă, în 15 ani, s-a răutățit de 6 ori. Deci pensionarul nostru a început să primească o pensie de 6 ori mai mică. Și noi am avut nevoie. În timp de 15 ani, calitatea vieții pensionarilor s-a răutățit de 6 ori și ne-a trebuit 20 de ani de zile ca să aducem
pensia sau nivelul de trai a pensionarului la nivelul din anul 1985, doar după 30 de ani de independență, dacă va fi realizat acest proiect și dacă se va reuși și indexarea și pensia minimă, pentru prima dată după 30 de ani, pensia din Republica Moldova va depăși maxima istorică care a fost în 1985. Toate cifrele le vedeți în spate. Deci pensionarii noștri putem spune că au dus o viață dramatică și continuă de a duce o viață dramatică și pe final vreau să spun, chiar și așa, această pensie de 2520 de lei este aproape de două ori mai puțin decât ar trebui să fie, lucru pe care Republica Moldova îl conștientizează și țările care aderă și aspiră la valorile europene își iau angajamente de lungă durată să asigură pensionarul o viață decentă, iar viața decentă înseamnă 40% din pensie pentru salariu. Astăzi, un salariu mediu este de 9.044 de lei și, drept consecință, o pensie medie trebuie să fie cel puțin 3.600 de lei. Noi, din păcate, nu putem face acest lucru, însă, prin efortul care l-a depus guvernul, prin această, efortul va fi destul de mare din punct de vedere financiar, presiunea financiară asupra bugetului public național va fi destul de mare, dar prin acest efort, guvernul vrea să rezolve două probleme fundamentale. Prima, să reducă decalajul dintre pensia medie și salariu mediu, și lucrul acesta al crește cu 7 puncte procentuale, ceea ce este practic fără precedent în istoria noastră, și doi, să reducă decalajul și inechitatea în rândul pensionarilor, și anume prin ajutorarea celor mai săraci, noi reducem din discrepanța enormă dintre pensionarul care a ieșit acum 10-15 ani la pensie față de cel care a ieșit acum. Încă o dată repet, un pensionar care este 13 ani la pensie, el, după sistemul acesta inechitabil de indexare, are o pensie de două ori mai mică decât colegul lui mai tânăr care a lucrat în aceleași condiții cu el. Din acest motiv, în condiții de austeritate bugetară, unicul mecanism de a ajuta pensionarul este o indexare minimă pentru toți și o majorare a pensiei minime pentru cei mai săraci. Cred că asta este unica soluție care a practicat-o și guvernul anterior și guvernul acesta. Și din acest motiv, subiectul acesta este atât de mult discutat, deoarece el, într-adevăr, reduce din handicapul sistemului de pensionare și bătrânii noștri în acest an se vor bucura de o majorare de pensii în valori absolute cea mai mare din istorie, iar în valori relative sau reale, în valori reale, această creștere este cea mai mare din ultimii 12 ani. Precedenta creștere similară a fost în 2009, când majorarea de pensie a fost de 20%, iar acum este chiar mai mare, de 23%. Vă mulțumesc, până data viitoare!